Mă bucur că ne revedem la Să ne gândim cu ocazia celei de-a 37-a întrebări. Să vorbim întâi despre ultima întrebare pe care v-am pus-o. Având în vedere definiția greutății ca fiind forța cu care Pământul atrage un corp, să ne gândim acum la o balanță. Pe un taler avem o masă marcată din fier, o masă de un kilogram, și pe celălalt taler avem o bucată de lemn. Iar balanța este echilibrată, ceea ce înseamnă că toată lumea va spune că avem un kilogram de lemn pe talerul din dreapta. Și întrebarea este, care e mai grea, masa marcată sau bucata de lemn? Aflarea răspunsului corect presupune un minim de cunoștințe de fizică, așa că pentru cei cărora nu le place fizica, precizez că întrebarea pe care o voi pune azi n-are nicio legătură cu fizica, mai degrabă are legătură cu afacerile. Așa că vă rog să aveți un pic de răbdare. Să revenim. Cea mai importantă grijă atunci când realizezi un material didactic este să nu spui prostii. Iar a doua, să fii destul de clar în ceea ce spui, încât să eviți posibilitatea de a fi înțeles greșit. De aceea, ca să fie clar pentru toată lumea, voi spune întâi că un corp cu masa de un kilogram are aceeași greutate, indiferent din ce substanță sau substanțe este alcătuit. Greutatea unui corp cu masa M se calculează cu formula pe care o vedeți aici, adică prin înmulțirea masei cu accelerația gravitațională notată în formulă cu G mic. Accelerația gravitațională este accelerația cu care cade un corp lăsat liber. Aici, la suprafața Pământului, accelerația gravitațională are valoare aproximativă de 9,81 metri pe secundă la pătrat. Și atunci, greutatea unui corp cu masa de 1 kg înseamnă că aici, la suprafața Pământului, este de 9,81 newton. Greutatea fiind o forță, se măsoară ca oricare altă forță în newton. Dacă un kilogram din orice substanță cântărește la fel, adică este la fel de tare atras de Pământ, înseamnă că un kilogram de lemn cântărește la fel de mult cât cântărește un kilogram de fier. Sau, în întrebarea copiilor, despre care am vorbit data trecută, un kilogram de fier cântărește tot atât cât cântărește un kilogram de pene. Ceea ce înseamnă că răspunsul pe care copiii îl consideră evident este corect. Și atunci, ce sens a avut întrebarea pe care v-am pus-o? Întrebarea are sens, deoarece, după cum veți vedea, aici revedeți balanța, bucata de lemn nu are un kilogram, ci are mai mult. Să vedem de ce. Noi uităm de obicei că în jurul nostru este aer. Ne amintim acest lucru doar când, dintr-un motiv sau altul, ne este împiedicată respirația. Atunci ne amintim imediat. Spunem, de pildă, despre un pahar în care nu se găsește un lichid, că e gol. Nu, nu e gol. El conține aer. Când turnăm apă în pahar, aerul iese, pentru că apa își face loc în pahar, dezlocuind aerul din el. Când deschidem o cutie și nu vedem nimic în ea, la fel, spunem, cutia este goală. Nu este goală, în ea este aer. Ei bine, și când cântărim ceva cu balanța, uităm că facem această cântărire în aer. Dar aerul are masă. Și deci și greutate, de fapt ca orice corp. Un metru cub de aer are cam 1 kg și 225 de grame, ceea ce înseamnă că un litru de aer are aproximativ 1,23 de grame. Deoarece corpurile din jurul nostru se găsesc în aer, asupra lor acționează o forță arhimedică. Și această forță arhimedică este proporțională cu volumul corpurilor. Cu cât un corp are volumul mai mare, cu atât mai mare va fi forța arhimedică care acționează asupra lui. Și acum să vedem din nou balanța noastră. Lemnul, având densitate mai mică decât fierul, va avea un volum mai mare
pentru aceeași masă. Trebuie, după cum știm, un volum mai mare de lemn, ca să facem un kilogram, decât un volum de fier. Și pentru că bucata de lemn are volumul mai mare decât masa marcată din fier, forța arhimedică care acționează asupra lemnului, asupra bucății de lemn, este mai mare decât forța arhimedică care acționează asupra fierului. Puteți vedea greutățile celor două corpuri și forțele arhimedice care acționează asupra lor. Cu G indice F este notată greutatea fierului și cu F indice F forța arhimedică care acționează asupra fierului. Iar cu G indice L este notată greutatea lemnului și cu F indice L forța arhimedică care acționează asupra bucății de lemn. Fiecare corp apasă pe talerul pe care stă cu o forță egală cu diferența celor două forțe, adică cu greutatea minus forța arhimedică. Această forță cu care un corp apasă pe suprafața pe care stă atunci când se găsește într-un fluid și care este diferența, repet, dintre greutatea lui și forța arhimedică care acționează asupra lui, se numește greutatea aparentă a corpului respectiv. Ea depinde nu doar de greutatea reală a corpului, greutățile reale sunt cele pe care le vedeți în desen, G indice F și G indice L, ci și de volumul corpului și de densitatea fluidului în care este scufundat, în cazul nostru densitatea aerului. De pildă, în apă, greutatea aparentă a bucății de fier este mult mai mică decât în aer, pentru că în apă forța arhimedică care acționează asupra ei este mult mai mare decât în aer. Din ceea ce am spus, rezultă că folosind balanța, de fapt, comparăm nu greutățile reale, ci greutățile aparente. Deci balanța fiind în echilibru, știm că greutățile aparente ale celor două corpuri sunt egale. Vedeți acest lucru aici. Dar, repet, forța arhimedică care acționează asupra lemnului este mai mare decât cea care acționează asupra fierului. Și atunci, deoarece diferența dintre greutatea bucății de lemn și forța arhimedică asupra lemnului este egală cu diferența dintre greutatea fierului și forța arhimedică care acționează asupra fierului, înseamnă că greutatea lemnului este mai mare decât greutatea fierului. Pentru cei cărora le place matematica, ecuația de sus ne arată că greutățile aparente sunt egale, dar ea se poate scrie și așa cum vedeți în ecuația de jos. Și de aici rezultă că, deoarece forța arhimedică care acționează asupra lemnului este mai mare decât forța arhimedică care acționează asupra fierului, înseamnă că și greutatea lemnului este mai mare decât greutatea fierului. Dar să revenim la întrebarea de la care am pornit în clipul precedent. Ce este mai greu, un kilogram de fier sau un kilogram de pene? Răspunsul corect este, acum cred că știți, dacă avem într-adevăr de a face cu un kilogram, cu câte un kilogram, atunci cele două corpuri au aceeași greutate, sunt atrase cu aceeași forță de pământ. Dar dacă am cântărit un kilogram de pene cu balanța, atunci penele au greutatea mai mare, deoarece având volumul mult mai mare decât fierul, forța arhimedică asupra lor este mult mai mare decât cea exercitată asupra fierului. Și încă ceva, cântărirea cu balanța se poate face corect, adică cu o precizie foarte mare, doar dacă cele două corpuri, masa marcată și corpul pe care îl cântărim, au aceeași densitate sau aproape aceeași densitate, sau dacă facem cântărirea în vid, ca să dispară forțele arhimedice. Am primit un răspuns care surprinde toate aspectele despre care am vorbit, ba chiar și altele la care nu m-am gândit atunci când am formulat întrebarea, de la Dumitru Antonie. De asemenea, un răspuns perfect a dat și Daniela Carmen Băluță, atât la această întrebare, cât și la întrebarea precedentă, când n-am mai putut să o menționez, deoarece am primit răspunsul după ce am editat deja materialul video. Și mai avem un răspuns corect de la Doina Mustățea. Le mulțumesc tuturor pentru colaborare. Și acum întrebarea de azi, despre care v-am spus că
nu are legătură cu fizica, nu apelează la cunoștințe de fizică sau din alt domeniu, adresându-se doar gândirii. Doi exploratori, în timp ce se deplasau pe jos printr-o zonă de deșert, au întâlnit o persoană care se rătăcise și nu mai avea apă. Din acel loc până la cea mai apropiată sursă de apă, erau aproape 3 zile de mers. Cei doi exploratori s-au uitat să vadă câtă apă mai aveau și au aflat că unul dintre ei, să-i spunem exploratorul A, mai avea 5 litri de apă, iar celălalt, exploratorul B, mai avea 3 litri. Așa că apa era cam puțină chiar și pentru ei doi, ca să ajungă cu bine la sursa de apă. Cu toate astea, ca să salveze persoana pe care o întâlniseră și care nu mai avea apă, exploratorii au hotărât de comun acord următoarele. Vor merge împreună toți trei spre sursa de apă și din acel moment vor împărți frățește apa cu ajutorul unui pahar. În acest fel îi revenea fiecăruia dintre ei cam un litru de apă pe zi și chiar dacă era mult mai puțin decât ar fi trebuit în condițiile de deplasare prin deșert, sperau ca în acest fel să poată să ajungă cu bine până la apă. Așa că au pornit la drum, oprindu-se din când în când, când îi se făcea foarte sete, să bea câte un pahar de apă și în acest fel au consumat apa în cantități egale. În a treia zi de mers, dimineața, apa s-a terminat, dar ei au reușit, totuși în după masa acelei zile, să ajungă la sursa de apă, chiar dacă cu ultimele puteri și foarte deshidratați. După ce au băut apă și s-au odihnit și au revenit după deshidratarea prin care trecuseră, iar persoana salvată, care era un om cu situație financiară foarte bună, le-a spus exploratorilor așa: vă mulțumesc din suflet că ați împărțit apa cu mine și în felul ăsta m-ați salvat și pentru că ați avut împreună 8 litri de apă, vreau să vă dau 8 monede vechi din aur, care valorează fiecare câteva mii de dolari. Cum le împărțiți între voi e problema voastră. Și întrebarea mea este, cum trebuie făcută corect împărțirea celor 8 monede între cei doi exploratori? Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!